Neprihănirea lui este semnul superiorității sale. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un lemn de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Evrei, capitolul 1, cu versetul 9. Suntem slujitorii lui Dumnezeu, iar El i-a dat fiecăruia dintre noi talente, atât naturale, cât și spirituale. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, trebuie să progresăm continuu în pregătirea pentru locașurile cerești, despre care Hristos le-a spus ucenicilor că se va duce să le pregătească pentru ei. Cel care se prinde de neprihănirea lui Hristos poate să ajungă desăvârșit în Hristos Iisus. Dacă vom lucra, având o perspectivă înaltă, dacă vom căuta să urmăm exemplul Domnului Hristos, noi vom crește în asemănarea cu El și vom avea un rafinament din ce în ce mai mare. Creștinul, în toate preocupările vieții lui, trebuie să prezinte lumii modul în care Domnul nostru ar conduce afacerile. În orice tranzacție, creștinul trebuie să arate faptul că Dumnezeu este învățătorul lui, sfințit Domnului. Trebuie să fie scris pe agenda de lucru și pe registrul de contabilitate, pe contracte, recipise și pe polițe. Cei care pretind că sunt urmași al lui Hristos și care totuși se poartă într-o manieră necinstită, dau o mărturie falsă despre caracterul unui Dumnezeu sfânt, drept și îndurător. Numai veșmântul pe care Hristos însuși ni l-a asigurat, numai acela ne face în stare să putem sta în prezența lui Dumnezeu. Acest acoperământ, haina neprihănirii sale, Domnul Hristos îl va așeza asupra fiecărui suflet credincios, pocăit. Dacă ne vom păstra ochii ațintiți spre Mântuitorul nostru și ne vom încrede în puterea sa, vom fi umpluți cu un sentiment al siguranței, pentru că neprihănirea lui Hristos va deveni neprihănirea noastră. Am un apel pentru tine. Perspectiva înaltă la care te-a chemat Dumnezeu nu se bazează pe viziunea ta limitată și nici pe capacitățile tale de a deveni sfânt, ci pe neprihănirea lui Hristos și capacitatea Lui de a-ți împărtăși propria sa neprihănire. El te cheamă la desăvârșire și dorește ca zi de zi să crești într-o asemănare tot mai mare cu El. Alege astăzi să-ți pui încrederea în neprihănirea sa. Mergi înainte biruitor și primește sentimentul de pace și siguranță pe care l-a promis. Meditează la următoarele întrebări. Ce înseamnă pentru tine să îmbraci haina neprihănirii lui Hristos? Cum se reflectă această neprihănire în viața ta de zi cu zi? În ce moduri poți demonstra, în afacerile și în relațiile tale, că Hristos este învățătorul tău și că ești angajat să trăiești după principiile sale de dreptate și onestitate? Fiecare zi îți oferă ocazia de a crește în asemănarea cu Hristos. Îndreaptă-ți atenția spre El și lasă ca neprihănirea Lui să te modeleze și să-ți rafineze caracterul. În tot ceea ce faci, fie că este vorba de muncă, relații sau decizii, străduiește-te să reflectezi neprihănirea sa. Scrie sfințit Domnului pe toate aspectele vieții tale, asigurându-te că orice acțiune este conformă cu principiile divine. De fiecare dată când te confrunți cu o situație dificilă sau cu o decizie importantă, întreabă-te, cum ar acționa Hristos în această situație? Și lasă răspunsul să-ți ghideze acțiunile. Amin.